și Bacăului, onorată asistență, vă rog să rămânem în picioare pentru intonarea imnului național de către Denis Voicu, elev în clasa 11-a al Colegiului Național de Artă George Apostol. Să facem rugăciunea care este cea mai cunoscută de către creștinii din toate, de toate confesiunile, rugăciunea învățată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Tatăl nostru. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har, cu a Săi idei de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vă mulțumim. Privind ceremonia de constituire a Consiliului Județean Bacău pentru data de 28-10-2024, ora 10. Întrucât din numărul total de 36 de consilieri stabilit prin ordinul prefectului, județul
județului Bacău, numărul 121, loc la fara 2024, pentru Consiliul Județean Bacău, au fost validate mandatele unui număr de 36 consilieri. Sunt astfel întrunite condițiile legale pentru convocarea și desfășurarea ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Județean. Din numărul total de 36 de consilieri, ale căror mandate au fost validate de către Tribunalul Bacău, sunt prezenți un număr de 36 și nu absentează nimeni. La ședința legal constituită participă președintele, a cărui alegere a fost validată, doamna lector universitar, dr. Cristina Ioana Greacă Pravăț, a cărui procedură de validare a mandatului a fost finalizată în Camera de Consiliu a Tribunalului Bacău. Scopul ședinței este constituirea Consiliului Județean Bacău și depunerea jurământului de către președintele Consiliului Județean Bacău, urmarea alegerilor autorităților publice locale din 9.6.2024. În conformitate cu prevederile articolului 172, coraborat cu articolul 116, aliniatul 4 din OUG numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, lucrările ședinței privind ceremonia de constituire sunt conduse de cel mai vârstă consilier județean, al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri județeni, ale căror mandate au fost validate. Potrivit acestor dispoziții, rezultă că onoarea de a conduce lucrările ședinței de constituire devine domnului consilier județean Robică Botoi, născut la data de 16.9.1951, pe care îl felicit și îl invit să preia conducerea ședinței de constituire. De asemenea, rezultă că cei mai tineri consilieri județeni sunt domnul Ion Cucerescu, născut la data de 26.3.1992 și Dima Rosu, născut la data de 7.6.1992, pe care îi felicit și îi rog să îl asiste pe domnul Romică Botoi. Dau cuvântul domnului președinte de vârstă. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru încrederea acordată și vă garantăm că ne vom folosi pe toată puterea și noastră, împreună cu colegii mei, vom conduce lucrările ședinței privind ceremonie de constituire a Consiliului Județean Bacău, în conformitate cu legea. Dau citire ordinului acestei ședințe. Pentru depunerea jurământului de către consilieri județeni declarați aleși, al căror mandate au fost validate de Tribunalul Bacău, în scopul fostului Consiliului Județean Bacău. Punctul 2. Depunerea jurământului de către președintele Consiliului Județean. Cu permisiunea dumneavoastră, vom trece la primul punct. Depunerea jurământului de către consilieri județeni declarați aleși, al căror mandate au fost validate de Tribunalul Bacău, în scopul constituirii Consiliului Județean Bacău. Vă rog pe doamna secretar generală de Sfântul Bacău să prezinte încheierile precuțate de Tribunalul Bacău, prin care sunt validate mandatele consilierilor județenilor Bacău. Vă mulțumesc, domnule președintele vârstă. Prezintă dispozitivul încheierii de validare, numărul 91, din 16.10.2024, pronunțată de Tribunalul Bacău, în dosarul numărul 2809/110/2024, astfel cum a fost îndreptat prin încheierea din data de 17 octombrie 2024, pronunțată în dosarul numărul 2809/110/2024/A1, în care Tribunalul Bacău, din oficiu, a dispus îndreptarea erorii materiale stricurată în minuta și dispozitivul încheierii numărul 91 din 16.10.2024, înregistrată la Consiliul Județean Bacău sub numărul 27.841 și numărul 27.840 din 18.2024, precum și încheierea de validare numărul 94 din 18.2024, pronunțată de Tribunalul Bacău în dosarul numărul 2890/110/2024, înregistrată la Consiliul Județean Bacău sub numărul 28.102 din 21.10.2024. Admite sesizarea formulată de Secretarul General al Județului Bacău, cu sediul în Bacău, strada Calea Mărășești, numărul 2, județ Bacău, validează mandatele următorilor consilieri județeni declarați aleși pentru Consiliul Județean Bacău.
Pamfil Gelu Ionuț, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Izvoran Vasile, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Maxim Lorena, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Scorțanu Alexandrina, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Iftime Florentin, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Cucerescu Ion, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Chiciu Laurențiu Nicolae, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Bogan George Cristian, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Bălan Ionel, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Lungu Diana, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Avorniciței Gigel, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Filip Daniela, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Cosma Elena, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Ilie Viorel, candidat pe listele Partidului Național Liberal. Miroșanu Liviu Alexandru, candidat pe listele Partidului Național Liberal. Cristea Tina Oana, candidat pe listele Partidului Național Liberal. Pâslaru Marius, candidat pe listele Partidului Național Liberal. Jalgă Ioan Sebastian, candidat pe listele Partidului Național Liberal. Năstase Maria Raluca, candidat pe listele Partidului Național Liberal. Șova Sorin, candidat pe listele Partidului Național Liberal. Marcu Costică, candidat pe listele Partidului Național Liberal. Nechita Niculaiu, candidat pe listele Partidului Național Liberal. Grițcu Gabriel, candidat pe listele Partidului Național Liberal. Margină Gelu, candidat pe listele Alianței pentru Unirea Românilor. Coșa Maricica Luminița, candidat pe listele Alianței pentru Unirea Românilor. Pădurarul Mihai, candidat pe listele Alianței pentru Unirea Românilor. Ciorbă Gabriela Mariană, candidat pe listele Alianței pentru Unirea Românilor. Munteanu Petru, candidat pe listele Alianței pentru Unirea Românilor. Melinte Ion, candidat pe listele Alianței Dreapta Unită, USR, PNP, Forța Dreptei. Drăghici Geta Daniela, candidat pe listele Alianței Dreapta Unită, USR, PNP, Forța Dreptei. Groza Ana Mamiela, candidat pe listele Alianței Dreapta Unită, USR, PNP, Forța Dreptei. Invalidează mandatele din funcția de consilier județean ca urmare a renunțării la mandat pentru următoarele persoane. Ivancea Valentin, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Nistor Adrian, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Fechet Mircea, candidat pe listele Partidului Național Democrat. Năstase Claudiu Constantin, candidat pe listele Partidului Național Democrat. Stanciu Viziteu Lucian Daniel, candidat pe listele Alianței Dreapta Unită, USR, PMP, Forța Dreptei. Validează mandatele de consilier județean în Consiliul Județean Bacău pentru următorii consilieri județeni supleanți. Plutașu Ovidiu Flavius, candidat pe listele Partidului Național Liberal. Olteanu Petre Cezar, candidat pe listele Partidului Național Liberal. Vreme Valerian, candidat pe listele Alianța Dreapta Unită, USR, PMP, Forța Dreptei. Rusu Dima, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Prezenta încheiere se comunică de îndată prefectului și secretarul general al județului Bacău, acesta din urmă având obligația de comunicare potrivit articolului 114 alineatul 5 din Codul Administrativ. Prezenta încheiere se comunică de îndată domnilor Ivancea Valentin, Nistor Adrian, Fechet Mircea, Năstase Claudiu Constantin, Stanciu Viziteu Lucian Daniel la domiciliu. Executorii, cu apel în termen de 3 zile de la comunicare, cererea de apel se depune la Tribunalul Bacău. Dată în Camera de Consiliu și pronunțată astăzi, 16.10.2024, ora 13, prin punerea soluției la dispoziția părților de către greva instanței. Ulterior, prin încheierea finală din Camera de Consiliu, numărul 94 din data de 18 octombrie 2024, se admite cererea privind pe petent secretarul general al județului Bacău, având ca obiect validare mandat consilier. Validează mandatul de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Bacău al domnului Botoi Romică, aflat pe lista de supleanți a Partidului Social Democrat. Prezenta încheiere se comunică de îndată prefectului și secretarului general al județului Bacău, acesta din urmă având obligația de comunicare, potrivit articolului 114 alineatul 5 din Codul Administrativ, executorie, cu apel în termen de 3 zile de la comunicare, cererea de apel se depune la Tribunalul Bacău,
dată în Camera de Consiliu și pronunțată astăzi, 18 a 2024, ora 12, prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței. Menționez că la dosarul ședinței sunt în pierdere de ședință definitive prin neapelare. Mulțumim, doamna secretar general. Îi dau cuvântul domnului președinte de vârstă pentru a invita consilierii să se depună la ședință. Vă mulțumesc. Voi da citire consilierilor care vor veni să depună ședință. La beneficii zice PSD. Vă rog să ne ridicăm. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterele și priceperea mea pentru binele locuitorului județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău, așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac de bună credință tot ceea ce îmi stă puterile și priceperea mea pentru bine locuitorul județului Bacău, așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamne ajută. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea
pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să ne ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău, așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc.
domnul Ictimie Florentin de la Partidul Social Democrat și se pregătește domnul Ilie Viorelu de la Partidul Național Liberal. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc, să rămână cu mult drag. Partidul Social Democrat se pregătește domnul Jorge Ioan Sebastian de la Partidul Național Liberal. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac... Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile mele și în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să ne ajute Dumnezeu.
pomenit de Ioan de la Partidul Mișcarea Populară. Și se pregătește domnul Miloșean Odigiu Alexandru de la Partidul Național Liberal. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc, Cariște. Jur să respect Constituția și legile țării și să fiu cu bună și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile mele și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
nivel și se pregătește de la Partidul Național în general, se pregătește da și o opinie. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și perceperea mea pentru binele locuitorilor județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Bacău. Așa, județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Consiliul Județean este constituit dacă numărul consilierilor județeni care au depus jurământul este mai mare decât primul număr natural, strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor Consiliului Județean stabilit pentru Consiliul Județean Bacău. Deoarece au depus jurământul un număr de 36 de consilieri,
Consiliul Județean Bacău este legal constituit. În termen de 3 zile se va emite ordinul prefectului prin care se constată îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Județean Bacău. Domnule președinte, vă propun să trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Depunerea jurământului de președinte Consiliului Județean. Doamna Cristina Ioneca Preacun de Prafăț. Dinte doamna secretar să dea citire aceste idei la tribunalul Bacău. Vă mulțumesc, domnule președinte. Încheierea numărul 92 din 2024, pronunțată în ședința din Camera de Consiliu din data de 17 octombrie 2024, dau citire dispozitivului acestei încheieri, admite cererea doamnei Breacnă Travăț Ionela Cristina. Validează alegerea doamnei Breacnă Travăț Ionela Cristina în funcția de președinte al Consiliului Județean Bacău. Prezenta încheiere se comunică prefectului județului Bacău și secretarului general al județului Bacău, acesta din urmă având obligația aducerii la cunoștință publică prin afișarea încheierii la sediul UAT Bacău în termen de cel mult 24 de ore de la comunicare. Executorii, cu apel în termen de 2 zile de la aducerea la cunoștință publică, cererea de apel se depune la tribunalul Bacău, dată în Camera de Consiliu și pronunțată astăzi, 17.10.2024, prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul dreptei instanței. Fac precizarea expresă că la dosarul ședinței este această încheiere definitivă prin ea apelare la data de 22.10.2024. Invit pe doamna Reacu Năstrală Ționera Cristina să din OUG 57/2019 privind modul administrativ în modificări și completări ulterioare și apoi să semneze. Mulțumesc, domnule președinte. Subsemnata Breacnă Pravăț Ionela Cristina, președintele Consiliului Județean Bacău, depun în fața dumneavoastră următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu. Domnule președinte, un pic, domnule președinte. Doamna președinte, permiteți-mi să vă mânez în semnele județului Bacău. Mulțumesc, domnule prefect. Ambițios, ca să terminăm. Exact. Vă urez și eu mult succes. Mulțumesc, în noul mandat, dumneavoastră și întregului Consiliu Județean. Sper să nu vă dezamăgim. Președinte, având în vedere că s-a epuizat depunerea jurământului de către toți aleșii județului Bacău, o să-l invit pe înalt preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, să ne dea o binecuvântare. Pentru faptul că am asistat la această solemnă depunere de jurământ
a celor care constituie Consiliul Județean, membrilor Consiliului Județean, vă rog să rămâneți în picioare pentru a asculta o rugăciune, pentru faptul că vrem să ne rugăm prin această rugăciune pentru toți cei care sunt aleși, au depus jurământul și au o importantă valoare de acum în administrarea acestui județ. Ascultăm rugăciunea. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul și Cuvântul Tatălui cel fără de început, care ai făcut cerul și pământul, iar la plinirea vremii ai zis, fără de mine nu puteți face nimic. Binecuvintează și ajută pe aleșii poporului tău să înceapă în numele Preasfintei Treimi lucrarea de conducere și bună chivernisire a valorilor și bunurilor acestui ținut. Fă, Doamne, ca lucrarea lor jertfelnică și cinstită în acest forum legislativ și administrativ să fie plăcută Ție, Dumnezeule, dar și oamenilor care și-au pus speranțele și încrederea în onestitatea și bunăvoința conducătorilor lor. Tu, Doamne, care prin Dumnezeiescul Tău Apostol Pavel ai zis tot sufletul să se supună în altelor stăpâniri, căci nu este stăpânire decât de la Domnul, însoțește pe toți aleșii poporului Tău în nobila lor lucrare pe care o încep astăzi. Păzește-i pe toată perioada mandatului lor de orice ispitire a demonului și de răutate. Luminează-le mintea, întărește-le voința și credința cea lucrătoare prin iubire. Înțelepțește-i și inspiră să ia decizii bune și folositoare pentru toți oamenii în lucrarea pe care o au de împlinit. Fă, Doamne, ca ei să simtă prezența Ta în toată lucrarea lor, încât, la terminarea misiunii încredințate, să laude preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Așa să ne ajute Dumnezeu. Această rugăciune de binecuvântare a demnitorilor aleși într-o funcție administrativă de stat a fost alcătuită de înalt că Sfântul Părinte Arhiepiscop Ioachim special pentru acest moment, dar cu siguranță ea va rămâne și pentru momentele viitoare. Da, vă mulțumim și pentru această zi am adus ca simbol două icoane pe care se le așează doamna președinte în una din cursurile acestei clădiri pentru a vă sprijini și a vă ajuta în ceea ce doriți să faceți totdeauna pozitiv pentru binele județului Bacău, pentru tot ceea ce avem noi în comun, în lucrarea noastră, care de fapt este lucrarea pentru semenii noștri și de aceea se preaslăvește Dumnezeu în toate. Icoana Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoare eparhiei noastre a Romanului Bacău. Și icoana Maicii Domnului, care este protectoarea întregii umanități. Și pentru faptul că noi mai avem și alte întruniri în județul Neamț, vă rog să ne iertați să părăsim această frumoasă și insolidă sărbătoare, dorindu-vă tuturor multă sănătate, binecuvântarea lui Dumnezeu, să ne vedem cu bine în orice loc și în orice timp. Așa se ne duce. Mulțumim în al preasfinția voastră, Părinte Ioachim, Arhiepiscop al Romanului și Bacăului, pentru gestul deosebit și efortul pe care l-ați făcut pentru a participa la această ședință solemnă de investire, pentru binecuvântările acordate. Vă dorim multă sănătate, să ne păstoriți în continuare pe calea dreptei credințe, pe calea dragostei față de semeni și al simțului datoriei împlinite. Vă mulțumim, multă sănătate, vă dorim și vă așteptăm poate peste 2 ani, când această clădire, intrată deja în reabilitare, va fi sfințită și sperăm să fiți și atunci alături de noi, dar și până atunci la alte proiecte deosebite pe care împreună le vom derula și le vom inaugura cu ajutorul dumneavoastră și, bineînțeles, în primul rând, cu ajutorul Bunului Dumnezeu. Să rămân. Da, ne numităm Catedrala. Poate înainte de Consiliului Județean, poate Catedrala care este în mijlocul tuturor, în mijlocul Bacăului și în inima românilor. Vă mulțumim pentru ajutor. Mulțumim, Sărbuna. La revedere. Vă rog frumos să luăm loc. Doamna președinte, vă invit să
luați cuvântul în fața noului Consiliu Județean Legal. Bună ziua tuturor încă o dată. Mulțumesc pentru faptul că ați ales ca astăzi să fiți alături de mine și de consilierii județeni la acest eveniment deosebit din viața noastră. Stimați invitați, domnule prefect, domnule președinte și europarlamentar Dragoș Benea, domnilor deputați Ionel Floroiu, Costel Dunava, Vasile Budacă, domnule președinte al Agenției Naționale pentru Infrastructură în Sănătate, pentru dezvoltarea infrastructurii în sănătate, Adrian Popa, domnule fost prefect Lucian Bogdanel, stimați reprezentanți ai instituțiilor ce reprezintă aici la nivel local, la nivelul județului Bacău, instituțiile aferente administrației centrale, stimați reprezentanți ai structurilor de forță din Ministerul Apărării și din Ministerul Afacerilor de Interne, stimați reprezentanți ai universităților din municipiul și din județul nostru, distinse doamne și stimați domni consilieri județeni, dat fiind faptul că a avut loc ceremonia de constituire, dați-mi voie să mă adresez în mod oficial dumneavoastră, echipei de consilieri județeni care avem de întreprins o misiune cu care astăzi am fost, să spun așa, mandatați atât prin voia cetățenilor județului Bacău, cât și prin binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Ioachim Băcăuanul. Aș vrea de asemenea să-mi permiteți să adresez un cuvânt colegilor din Executivul Consiliului Județean și nu în ultimul rând celor aproape 100.000 de băcăuani care m-au creditat prin votul dumnealor pe 9 iunie și care ne-au creditat pe toți cei aflați în sală, dar și echipei social-democrate care a avut încredere în mine și mi-a oferit posibilitatea de a purta pe umeri această demnitate de prim rang la nivelul administrației județene. Marcăm astăzi un început, care nu este începutul meu, începutul dumneavoastră, este un nou început pentru noi cei aflați în această sală și pentru cei 600.000 de băcăoani aflați acum la muncă, la studii, acasă sau din nefericire în anumite instituții de îngrijire medicală, unele dintre ele tutelate chiar de către noi. Așadar, stimați consilieri județeni, vă rog să începem acest mandat prin a conștientiza responsabilitatea, repet, pe care, sau de care avem să ne achităm în acest mandat. Haideți să ne ridicăm cu toții, inclusiv eu, la înălțimea acestei funcții. Haideți să transformăm acest for deliberativ al județului Bacău într-un for care să reprezinte un catalizator administrativ la nivelul județului Bacău, într-o entitate care să împingă județul Bacău în continuare pe drumul dezvoltării. Haideți să nu ne luptăm pentru popularitate, ci să ne luptăm pentru a câștiga respectul cetățenilor județului Bacău prin bilanțul realizărilor de la sfârșitul acestui mandat. Am jurat astăzi cu toții că vom fi în slujba comunității pentru binele comunității din județul Bacău, dar dincolo de toate suntem oameni, locuim cu toții, mulți dintre noi, în municipiul reședință de județ, alții în alte municipii importante sau orașe importante ale județului Bacău sau în alte localități importante. Dincolo de toate suntem oameni și oameni simpli și dacă am ales să reprezentăm interesele băcăuanilor care ne-au trimis aici, atunci trebuie să dăm în primul rând dovadă de responsabilitate, de dragoste și respect față de sebe. Știm cu toții și este de notorietate faptul că instituția pe care o vom reprezenta începând din această zi derulează parteneriate cu diferite entități administrative din județul Bacău, indiferent de culoarea politică a primarilor care reprezintă acele localități,
aș putea enumera aici, dar cu siguranță știți că s-au derulat parteneriate și se derulează parteneriate cu municipiul Onești încă de dinaintea obținerii conducerii administrației de către partidul pe care îl reprezint. S-au derulat și se derulează parteneriate cu municipiul Moinești, cu alte comune conduse de către primari care nu au aceeași apartenență politică cu a mea și a colegilor social-democrați. Prin urmare, vă îndemn să încurajăm în continuare aceste parteneriate cu administrația locală, mai ales când vin din partea unor administrații performante care au demonstrat deja prin primar, prin cei din Consiliul Local de acolo, prin executivul de acolo, că nu doresc altceva decât binele comunităților locale pe care aceștia îi reprezintă. Prin urmare, stimați consilieri județeni, vă îndemn să facem echipă în adevăratul sens al cuvântului. Am lucrat cu mulți dintre dumneavoastră, sunteți oameni cu experiență în administrația locală, unii dintre dumneavoastră, alții tineri cu inițiativă, sper eu, aflați în prima dată în fața unei asemenea provocări. Eu sunt un om al dialogului, al consensului, evident, ambele bazate pe principii și pe argumente. Prin urmare, vă felicit pentru investirea în funcția de consilier județean și îmi doresc să facem echipă, repet, pentru a continua dezvoltarea județului Bacău. O dezvoltare care a fost începută de către președinți pe care îi avem în sală astăzi. Îmi este cu atât mai greu să vorbesc când în sală am doi președinți, doi foști președinți ai Consiliului Județean Bacău, mă refer la domnul președinte Dragoș Berea și de la domnul președinte Valentin Ivancea. Știm foarte bine că s-au achitat de sarcinile cu care au fost investiți și prin urmare îmi doresc să mă pot ridica la nivelul performanțelor pe care, repet, Organizația Social-Democrată și reprezentanții acestora le-au registrat până acum la nivelul Consiliului Județean Bacău. Acum dați-mi voie să mă adresez și viitorilor colegi din aparatul de specialitate al președintelui Consiliului Județean Bacău, din executivul Consiliului Județean Bacău, pentru că sunt și aici de spus niște lucruri, pentru că și aici cred că ar trebui oarecum adaptată și uneori chiar schimbată direcția, pentru că trebuie să înțelegem că suntem în slujba cetățeanului, nu suntem la comanda acestei instituții, ci, repet, în slujba cetățenilor din județul Bacău, acelor 600.000 de băcăoani care acum poate ne privesc cu încredere și cu speranță pentru ceea ce va urma. De aceea, doamnelor și domnilor directori prezenți astăzi la această ședință de investire, doamnelor și domnilor șefi de serviciu prezenți astăzi la această investire, doamnelor și domnilor directori de subordonate ale Consiliului Județean Bacău, vă rog să le transmiteți și colegilor noștri care nu sunt astăzi aflați la cârma, în această sală, faptul că avem nevoie de mai multă implicare, avem nevoie de mai mult respect în raport cu cetățenii județului Bacău, e nevoie de mai multă responsabilitate în actul de administrare al județului Bacău. De ce spun lucrul acesta? Pentru că știm cu toții, avem colegi care sunt încremeniți, practic în cultul lui nu se poate, într-o inerție uneori nejustificată, sunt blocați în a găsi probleme și nu demonstrează, repet, proactivitate pentru a găsi soluții. Tutelăm instituții de importanță majoră pentru județul Bacău. Și mă refer aici la Spitalul Județean de Urgență, mă refer la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și așa mai departe. Vorbim despre servicii pe care le oferim unor cetățeni aflați în nevoie. Vorbim despre mii de cetățeni care nu au nicio vină
pentru că se adresează Spitalului Județean de Urgență Bacău sau Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Vorbim despre mii, zeci de mii de beneficiari. Și atunci solicit personalului din aceste instituții mai multă empatie, mai mult altruism, pentru că de multe ori chiar și veniturile salariale reclamă mai multă dragoste față de semeni și mai mult respect față de aceștia. Din punct de vedere al investițiilor care se derulează în județul Bacău, știm cu toții că ne-am confruntat cu anumite întârzieri în emiterea unor autorizații, în emiterea unor avize și tergiversarea emiterii acestor autorizații nu a dus decât la întârzierea implementării unor proiecte semnificative pentru județul Bacău. Și aș putea da un singur exemplu. Știm cu toții, județul Bacău are în implementare un proiect extrem de important, cel care vizează dezvoltarea infrastructurii de apă canal, un proiect cu o valoare de aproximativ 600 de milioane de euro, un proiect care pentru mulți băcăuani reprezintă poate ultima speranță pentru a avea acces la servicii de utilitate publică, apă și canal, pentru că, fac o paranteză aici, sunt un copil crescut la țară. Un copil care, până când a plecat la liceu, nu a avut nici acces la apă, poate nici acces la un drum asfaltat, nici acces la canalizare. Un copil care a învățat în școli, a căror săli de clasă se încălzeau abia după ce noi, elevii, plecam de acolo. Și atunci, haideți să ne aplicăm mai mult la ceea ce înseamnă celeritate în eliberarea acestor documente, în eliberarea autorizațiilor, pentru că, repet, vorbim despre viitorul a mii de copii din județul Bacău. E important, repet, să găsim soluții, nu să inventăm probleme asupra unor documentații care vizează implementarea unor proiecte la nivelul județului Bacău, la nivelul celor 93 de unități administrative din județul Bacău. Eu zic că se poate, iar să știți că în viitorul mandat o să-mi îndrept atenția pe ceea ce înseamnă calitatea profesională și etică a resursei umane din aceste instituții, din Consiliul Județean și din instituțiile subordonate. Pentru că oricâte investiții ar fi făcut Consiliul Județean, știm cu toții, vorbim de zeci de milioane de euro investite la nivelul Spitalului Județean de Urgență, vorbim de zeci de milioane de euro investite, nu știu, în centrele, sau de milioane de euro investite în centrele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Degeaba facem investiții dacă nu reușim să profesionalizăm resursa umană. Și atunci de aceea vă rog, stimate doamne și domn director din Consiliul Județean Bacău, să lucrăm împreună la ridicarea standardelor profesionale și etice ale personalului pe care o să-l avem în subordine. Sau îl avem în subordine, dar fără a uita că sunt colegii noștri și vom acționa în sensul acesta, nu coercitiv, ci pur și simplu fiind îndrumători ai acestora pe calea cea firească, cea dreaptă. Este loc de mai bine. Și repet, stimați colegi din Consiliul Județean, din Executivul Consiliului Județean, nu vă rog decât să dați dovadă de mai multă implicare, de mai multă responsabilitate și de atitudine proactivă. Mulțumesc! Acum, spuneam în deschiderea cuvântului meu că, în ultimul rând, dar fără a nega importanța mulțumirilor pe care o să le adresez în continuare băcăuanilor și echipei care m-a susținut, pentru că probabil ar fi trebuit să încep cu aceștia, dar am zis că aspectele de natură profesională, cel puțin la o ședință de investire de astăzi, sunt mai importante. Deci, repet, nu în ultimul rând, ci în primul rând, vreau să le mulțumesc încă o dată celor 100.000 de băcăuani care m-au creditat.
echipei social-democrate care a avut încredere în mine, conducerii organizației județene a Partidului Social-Democrat, colegilor din organizația municipală care au crezut și cred în mine. Și vreau să le mulțumesc pentru că atât colegilor cât și băcăoanilor pentru că au făcut dovada faptului că pot depăși o barieră de gen, creditând o femeie într-o funcție de o asemenea magnitudine la nivelul județului Bacău. Vreau să-i asigur că, din punct de vedere al competențelor și al puterii mele, voi face tot ceea ce voi putea, ce-mi va sta în putință pentru a nu dezamăgi, pentru a spune peste 4 ani că nu numai eu, ci și dumneavoastră am condus destinele județului Bacău pe un drum, cum spuneam, al dezvoltării, al stabilității, al firescului, al normalului și al respectului față de cetățean, pentru că din nou ajungem la respectul față de cetățean. Stimați colegi din Organizația Social-Democrată a Partidului Social-Democrat Bacău, să știți că nu voi reuși fără sprijinul și nu vom reuși fără sprijinul dumneavoastră, fără suportul pe care ni l-ați acordat sau l-ați acordat Consiliului Județean și până acum, atât la nivelul legislativului României, cât și la nivelul executivului României. Sunt convinsă că împreună cu dumneavoastră, împreună cu primarii din județul Bacău, împreună cu aceste doamne și domn consilieri județeni, vom reuși, având ca și cuvinte de ordine, modestia, empatia, respectul, cum spuneam, față de băcăvani, transparența, să nu dezamăgim. Suntem în echipă, sunt în echipă cu dumneavoastră, suntem în echipă cu cei 600.000 de băcăvani și doar împreună, repet, prin respect acordat cetățeanului, prin dragoste față de acesta și prin foarte mult efort pe care este firesc să-l depunem în fața locuitorilor județului Bacău, vom reuși să ducem județul acesta mai departe pe un drum, repet, al dezvoltării. Să continuăm investițiile în sănătate, să continuăm să considerăm educația o prioritate, să încercăm să reducem acele decalaje care există între anumite zone ale județului Bacău, între vest și est, așa cum și la nivel național se derulează diferite strategii, diferite politici pentru reducerea disparităților dintre regiunea Moldovei și alte regiuni. Știm lucrul acesta. Haideți să facem și noi lucrul acesta. Putem. Avem, spun eu, dacă nu priceperea, puterea necesară să facem lucrurile acestea. Suntem o echipă, vă doresc tuturor mult succes, vă doresc multă sănătate dumneavoastră și familiilor dumneavoastră, astfel încât să ne putem concentra pe problemele județului Bacău, pe rezolvarea acestora și să putem dezvolta pentru băcăuani proiecte de care aceștia au cu adevărat nevoie. Mulțumesc frumos, sănătate multă și succes! Dacă dintre doamnele sau domnii consilieri județeni sau invitați, mai există cineva care vrea să ia cuvântul? Dacă nu, îi dau cuvântul doamnei secretar general pentru a aduce la cunoștință aleșilor locali obligațiile pentru referitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților. Vă rog, doamna secretar general. Mulțumesc, domnule Bebes. Fac la cunoștință, domnilor consilieri județeni, că în mapa pusă la dispoziție, din fața domnilor voastre, sunt pregătite o serie de documente ce vor fi utile în executarea mandatului de consilier județean. Extras din legea numărul 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice,
a funcțiilor publice, prevenirea și sancționarea corupției cu modificările și completărilor de doare, ne referim aici la articolele 87 până la articolul 93, extras din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 prin codul administrativ cu modificările și completările ulterioare de la articolul 227 până la articolul 230, legea numărul 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice pentru modificarea și completarea legii numărul 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte administrative cu modificările și completările ulterioare, precizând că aleșii județeni au obligația legală ca în termen de 30 de zile de la data depunerii jurământului să completeze și să depună declarațiile de avere și declarațiile de interese în format electronic certificate cu semnătură electronică calificată prin intermediul ADAI, conform prevederilor articolului 2.1, alineatul 2 și articolul 4, alineatul 1 din acest act normativ. Vă mulțumesc. Domnule președinte de ședință, dacă e faptul că am epuizat o linie de zi, declar închise lucrările ședinței privind ceremonia de construire a Consiliului Județean Bacău. Vă mulțumesc și încerc să de dacă mai avut. Vă mulțumesc și eu pentru colaborare. Vă mulțumesc pentru prezență și vă urez încă o dată mult succes.